Asta ești cu poliția rutieră? Poliția patrulară. Acolo, acolo o femeie cerșește cu trei copii în brațe. Pot să-i anunț pe colegii militari. Eu dacă mă apropii imediat, mă văd și fug. Nu trebuie înlăturată, ea trebuie amendată și știi, altă dată nu exploatează copiii pentru așa ceva. Și că o înlăturăm. A, deci poate să se ocupe de asta și poliția este de patrulare. Ea nu trebuie înlăturată, tovarășe. Ea trebuie amendată și dacă nu-și schimbă comportamentul, să fie privată de drepturi părintești, ca fiind o mamă irresponsabilă. Hop, gata, pleacă. Am terminat cerșitul pe azi. Ha? Și poliția a terminat activitatea de menținerea ordinii publice, de apărare a drepturilor omului. Da, ia ca așa. Bravo, bravo. Felicitări. A treia zi la rând poliția se compromite. Ieri 45 de minute n-au venit la apelul meu 112. Mai la altă ieri au venit la 20. Filmez. Ilegalități, da. O mamă cu trei copii cerșă în stradă și nimeni nu se sesizează poliția. Noroc. O ajuns-o din urmă. E. Sper că faci treaba. Hai să propunem la un premiu de stat.